사비스.
Să-i mantor înapoi, zic-o.
Thank you.
Vă rog să facem un loc colegilor de la platformă, dacă ați poate să ne-am deschis.
Să revenim la locul nostru. Trebuie nu pentru noi, ci pentru ele. Da, noi am trebuie nu pentru noi, dar pentru copii, pentru mișcoți, pentru portul, pentru... Trebuie.
Nu,
No. Avocado a fost foarte bun. De propriile rădăcini și duci în Siberii de gheață, așa cum spunea marele nostru poet. Este greu să găsești în istoria noastră un deceniu mai tragic decât deceniul 4 al secolului trecut, anii 1940-1950. În această perioadă au fost valuri de deportări, au fost ocupații, au fost foamete organizată. Istoricii au scos în evidență aceste lucruri cu vârf și îndesat, dar de datoria noastră a tuturor este să ne amintim de fiecare dată despre cei care au fost ridicați noaptea din propriile case, urcați în vagoane și duși departe la zeci de mii de kilometri de paștina lor. Mulțumim tuturor celor care au venit aici, indiferent de culoare politică, indiferent de alte opțiuni, am venit toți aici ca cetățeni, ca urmași ai celor care au avut de suferit. Pentru că nu există o familie în Republica Moldova care să nu aibă, să nu fie avut rude sau colegi sau apropiați care au fost urcați în aceste trenuri
ale durerii. Astăzi se împlinesc 31 de ani din 1989, când noi, un grup de tineri de atunci, am organizat primul eveniment post-belic pentru comemorarea și pentru onorarea oamenilor care au fost ridicați și duși în Siberia. S-a întâmplat acest lucru pe scările de lângă Universitatea de Stat, acolo unde astăzi se află monumentul patrioților noștri Ion și Doina Teodorovici. Au vorbit la acel meeting cunoscutul jurnalist Nicolae Negru, deportatul Mihail Chicu, au vorbit atunci oameni care au fost duși în Siberia și urmașii lor. Iată că s-au împlinit 31 de ani de la acel eveniment. Noi atunci nu puteam să ajungem pe la televiziune, așa că ne-am pus fiecare în piept câte un plăcat, am mers la, în fața catedralei și anunțam oamenii să vină la ora 17, să vină acolo pe scările de la Universitatea de Stat, unde a avut loc acel eveniment. Mă bucur să văd că pe parcursul anilor, după aceea, an de an, cetățenii noștri vin și aduc o floare pentru a-și aminti în permanență de cei care au fost duși în Siberia, mulți dintre ei care nu au mai venit acasă sau, dacă au venit acasă, nu și-au mai putut recupera ceea ce au avut ei, averile lor, casele lor natale și așa mai departe. Eu cred că noi, cei care ne gândim la acești oameni, trebuie să le facem dreptate și fiecare din ipostazile sale, sociale sau de altă ordine, trebuie să facem tot posibil pentru că acești oameni care au mai rămas, au rămas foarte puțin, să avem grijă de ei, să aibă cel puțin un sfârșit de viață decent, onorabil, pentru că ei merită acest lucru. Alo. Da. Prin regiunea Tomsk. Prin regiunea Tomsk. În 41 din satul Chiștelnița. Unde ești? A fost ridicat un măcar Andrieș. Soția și două fiice. În 49, ficiorul lui, Ion Andrieș, a fost ridicat și chinuit după Ural, în altar. Pus la muncă ca de rob, umiliți, trăind într-o baracă, omii de șerece, cu doi copii mici, o fetiță de 2 ani și alta de 3 luni. Ei sunt soprii mei, acolo s-a născut soția mea, regretată Valentina. Mulți ani de rândul am ascultat mărturii cutremurătoare printre orice a trecut acești oameni. Cum este azi să-ți imaginezi ca o femeie să doar două instrumente, bestie și top, la tăiet pături? De astăzi în Chitul, când drum spre Ural, la o stație, fiecare doi inișori de aria, fuge din tren și aleargă prin câmp, strângând vreau acasă. Și călăi încăvădiși cu băunetul și cu câinii, s-aruncă după ea să o prindă ca pe un iepure. O prind, o bat și o aduc sub țoară ca pe un iepure și o aruncă fără conștiință mamei la vagon. Suferințele, calvarul prin care au trecut părinții și bunii noștri, ne obligă pe noi să fim responsabili ca niciodată memoria acestui calvar să nu fie uitată. În spatele acestui monument este locul unui memorial care trebuie să devină un adevărat panteon al durerii neamului, în care trebuie să fie înfățișate toată drama
prin care a trecut neamul nostru sub teroare bolșevică. Pentru ca copiii, după ce studiază în școli capitolul acest negru din istoria noastră, să vină aici să vadă acest memorial. Pentru ca protocolul de vizită a oricărui înalt demnitar din străinătate care ne vizitează să includă vizita acestui memorial. Domnul Astas, noi încă avem de lucru cu deportația. Avem să cunoască, să știe în veci, rog, foarte prin ce am avut de trecut. Dacă mă s-au plictisit vor deci acasă, dar eu mă adresez celor care dau în primire sub drapelele roșii al comuniștilor cu care noi încă vădiși ne-au chinuit părinții și bune. Mă adresez celor care merg sub steaua cu seceră și ciocanul care era pe caschetele încăvădiștilor pe fruntea lor când ne închinuiam. Mă adresez celor să înțeleagă și le spun: omule, tu care mergi cu acei, care merg cu aceste însemne, tu care urmezi pe liderul comuniștilor, care n-a venit odată să înjunchezi aici, în genunchi, în ambii genunchi, să-și are iertare din numele partidului său comunist criminal care a făcut acest dezastru aici, tu care n-ai putut să te ridici la înălțimea cancelarului german Helmut Kohl, care în Tel Aviv s-a îngenunchiat în ambii genunchi, cu capul a plecat și l-a văzut o lume întreagă, cu un neamț înțelept își poate șterge pata de pe obrazul unui națiuni. Acest memorial aici trebuie ridicat pentru ca odată și odată cei vinovați peste generații să vină, să se închine, să-și ceară iertare. Altceva nu putem face pentru memoria celor chinuiți. Astăzi, tu, omule, care mergi după acest lider comunist care intră în biserici și ne spurcă bisericile pentru că intră cu biletul de partid în, la pept, pe care este chipul lui Lenin, satana care a distrus biserici, a ucis mii de preoți. Și el intră, toți intră în biserici și nu se găsește un preot, un mirean să-i spune: lasă chipul lui satana la ușă biserici. Tu, omule, trebuie să știi ce faci duminica următoare. Votul tău pentru ei înseamnă să scuipi în obrazul celor care au rămas în viață, veniți din Siberie. Votul tău înseamnă un scuip în memoria, un scuip pe mormântele celor care nu mai sunt. Asta trebuie să știi ce faci. Cel mai profund și mai curat omagiu care îl putem aduce jertfelor acestui calvar este ca duminica viitoare să ne ridicăm odată și odată toți împreună, să scoatem acest căpăstru roșu de pe capul nostru, pentru ca noi să trăim omenește alături de jumătate de miliard de oameni care trăiește în 26 de țări din Europa. Să ridicăm și să punem la guvernare oameni curați, cinstiți, luptători, adevărați fii acestui pământ, care au știut să lupte contra hoților și bandiților, care știu cum trebuie să guverneze. Să ne ridicăm oameni buni, odată și odată, că aceste însemne care aduc aminte de drama strașnică prin care a trecut neamul nostru, să dispară de pe meleagul nostru, să dispară, să plece, să nu se mai vină în vecii vecilor. Stimați foști deportați, mă numesc Tamara Teleman, pe vremea aceea eram Trifan. Sunt din Vărzărești. 13 iunie 1941, mama spunea că era ora 2 și ceva, pentru că ea nu știa precis cât este ora. I-au sculat din somn pe străbunica mea, pe bunelul, bunica, fratele mamei mele și mama mea de 9 ani. I-au deportat în pustiile Kazahstanului. Au mers pe drum într-acel tren de vite unde erau aruncate niște paie. Acolo își făceau toate nevoile. Acești oameni au fost oameni gospodari. Bunelul meu era primar în Vărzărești, Andronache Mihail Gheorghevici. Nu-mi niciodată rușine să spun că provin dintr-o familie de deportați, o familie de gospodari. Părinții mei au murit gospodari, acei care i-au trădat au murit trădători,
au murit niște nimeni. I-au dus în Siberia mâca mea, pe bunelul și pe unchiul meu, moșul meu, i-a pus într-un tren de bărbați. Pe femeile au dus deoparte. Mâca mea din pustiile Kazahstanului a fugit cu mama mea acasă. A ajuns în Nisporeni, în Nisporeni pe mâca au condamnat-o la 9 ani de pușcărie. 9 ani de pușcărie i-au dat, dar mama a rămas singură. Singură, cred că cu niște rude care mai erau acolo. Mâca mea i-a transmis mamei, zice că căsătorești măcar cu un rom, numai să schimbi familia. Mama mea s-a căsătorit între timp cu tata și în 1949 i-au deportat din nou. Din nou au luat părinții și i-au dus din nou pe bunica și pe mama mea. Mama mea deja era înscrisă, dacă aș zice așa, cu tatăl meu. I-au dus în Siberia, acolo unde din nou, după domnul Oborog, puțin ce mai am de completat. L-a tăiat pădurii, trăiau într-o baracă, le-a fost foarte greu. Acolo m-am născut și eu. Vreau să vă zic atât. Că m-am născut cu demnitate, oameni buni. Eu detest trădătorii. Eu detest lingușitorii. Eu detest oamenii necinstiți. Eu detest oamenii care îmbă de la guvernare la guvernare și îi pup în fund. Eu nu pup pe nimeni în fund. Trebuie să avem demnitate. Trebuie să ne știm locul. Eu sunt aceia care sunt. Eu pierd foarte mult în viață, dar până nu spun ce am de spus, bine, sunt așa făcută. Asta sunt eu. Vreau să vă mai zic ceva. Eu nu o să aprofit de aceasta și să spun pentru cine să votați. Că acum au ieșit astăzi și ne-a făcut un îndemn să votăm pentru PAS. Pentru care merite, domnilor? Pentru care merite, eu trebuie să votez pentru PAS. Țineți minte, în urma dumneavoastră rămân doar faptele bune. Dați-mi voi, vă rog, să vorbesc. Astăzi e ziua mea, ori nu? Da. În urma noastră rămân doar numai faptele. Fapte bune sau fapte rele. Eu socot că trebuie să facem fapte bune. Astăzi nu vreau să vorbesc despre alegeri. Chiar nu vreau. Data de 11, când ajungeți, pur și simplu vă zic să votați cu capul. Să votăm pentru acei care pot să facă o schimbare. Să votăm pentru acei care au făcut ceva în această viață. Să nu zic în Parlament, că nu toți suntem în Parlament, dar încercăm să facem. Eu, ca fost deportată, am o întrebare către alți foști deportați, cum ar fi doamna Greceanaia, domnul Deacov, domnul Țârdea. Sunteți niște trădători. Sunteți trădători din neam și țară. Nu sunteți altceva, sunteți rămășițe sovietice. Acest cuvânt îmi stă pe limbă întotdeauna. Rămășițe sovietice care nu aveți demnitate. Vă folosiți de durerea noastră. Vă folosiți de tot. Păi de ce n-ați venit astăzi aici să spuneți ce ați făcut cu noi? Mama mea a fost bolnavă, dar la urmă a murit de infarct. Oare de ce a murit mama mea de infarct? Oameni buni, încă o dată vreau să vă zic, noi deportații cerem de la acești domni care ori nimeri în următorul parlament să facă o lege și pentru noi deportații, că am rămas câțiva, să facă o lege să fim la nivel cu veteranii. La părinții mei li s-au luat casa, li s-au luat tot. Au rămas pe drumuri. Când s-au întors din Kazahstan, în casa noastră era școală. Da, eu nu eram atașată de această casă, dar părinții mei erau atașați. Noi am trăit la bunelul meu, din partea lui tata, într-o cameră. Într-o cameră erau două paturi, unde stătea bunica pe un pat de scândură. Și în altă parte stătea tata și cu mama, dar noi patru copii după sobă. Cum vă place, așa am trăit. După aceea părinții mei au făcut casă, una cu cerdac, au stricat-o, au făcut alta. De ce? De atâta că au fost oameni gospodari și au iubit să muncească. Prin această cale vreau să fac o adresare către domnul Ciocoi. Domnul Ciocoi, câteodată vă întrebați a cui sunteți. Mi se pare că ați spus că sunteți al poporului. Fiți domnul Ciocoi al poporului. Întorceți-vă cu fața la popor. Faceți ceva pentru acești oameni. Faceți ceva. Că în urmă vă zic, rămân doar numai faptele. Și anume rămân faptele bune. Pentru toți deportații vă doresc sănătate. Vă doresc sănătate, să mai aveți putere, să luptați, dar să luptați, pentru că vă zic încă o dată, noi suntem născuți cu
niciodată n-am să-mi vând demnitatea și rog și pe alții. Și acei care mă știu, păi să știți că dumneavoastră știți la cine mă refer eu. O zi bună și veșnică pomenire a celor oameni care s-au pomenit astăzi. Și dumneavoastră vă mulțumim că totuși ați fost prezenți la această pomenire. Că la noi, noi nu învățăm istorie, noi nu învățăm nimic, noi nu știm nimic. De atâta cineva spune, chiar eram astăzi aici cineva a trecut și zice niște călăi. Păi bine, nu era cazul să mă apropii să-i spun cine sunt. O zi bună și vă mulțumesc! Onorată asistență! Asociația Republicană a Veteranilor de Război, a Armatei Române din Republica Moldova, aduce astăzi un omagiu celor deportați și deținuți politici. Veteranii de război care s-au născut în România Mare și au plecat pe front să lupte pentru credință, țară și libertate. Cei mai destoinici au căzut, au căzut pe nedrept, au căzut pentru patrie, pentru credință. Astăzi noi am venit aici să plecăm capul și să ne închinăm. Să ne închinăm la celor care în data de 5 spre 6 iulie au fost ridicați și duși în gări. Toate gările din Republica Moldova au fost împlinite cu cei mai gospodari cetățeni, cei care au contribuit la edificarea acestei țări. Veteranii sunt stâlpul națiunii, eroii nasc eroi. Și tineretul de astăzi trăiește în libertate, visează, iubește, datorită celor care s-au sacrificat atât în timpul războiilor, cât și pe meleagurile de gheață a Siberiei și în pustiile Kazahstanului. Se stâng veteranii, se stâng deportații și cei deținuți politici. Se stâng în durere, tăcere și sărăcie, cu părere de rău. Noi astăzi ne-am adunat ca să-i comemorăm. Vă mulțumim tuturor care ați participat la marșul de comemorare și la pomenirea celor care s-au dus și n-au avut posibilitatea ca să ajungă până în ziua de astăzi. Dumnezeu să-i ierte și să-i pomenească împărăția cerului. Noi să trăim, să-i pomenim. Da, mulțumesc! Vă mulțumim tuturor celor care au fost prezenți aici și facem un angajament foarte și foarte ferm, o lege dreaptă pentru cei care au avut de suferit de pe urma deportărilor, celor două valuri de deportări, fără a face diferența dintre ei. Aveți angajamentul nostru că așa va fi. Vom face dreptate. Vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi aici din chemarea sufletului, din chemarea inimii și nu din alte considerente. Mulțumesc! Onorată asistență, bună ziua tuturor și vreau să vă mulțumesc tuturor că ați asistat la comemorarea victimelor represiunilor staliniste-comuniste. Vă mulțumesc foarte mult din suflet. Acum eu am un anunț pentru deportații care sunt acum aici. Rămâneți, vă rog, pentru o jumătate de oră, numai deportații, vă rog foarte mult, pentru că avem o adunare generală ca să alegem un nou președinte, fiindcă 20 de ani de acum au trecut, m-am luptat foarte mult pentru ca să fac dreptate pentru noi deportații, dar vă spun cinstit că de acum am obosit. Am găsit o altă persoană, o persoană tânără, avocat, jurist, care predau asociația în mâinile dumnealui. Dar vă rog foarte mult
ca dumneavoastră să rămâneți, ca să alegem o conducere nouă. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim, prieteni! Aici încheiem acest moment de reculegere. Și rămân așa cum am rugat și doamna Sturza, deportați. La revedere tuturor! Să trăim, să-i pomenim și-i plecați în lumea drepților.